Da, să mergem împreună mai departe, dacă tot. Da, exact. Bine, nu ne-am supărat să ne întâlnim în semifinal. Da. Sau un sfert, cum au făcut Steaua cu Rapid în Cupa UEFA. Da. Mă rog, meciul de mâine din Cupa României, faza a 5-a, dintre Gloria Bistrița 2 și Cetate Suceava, începe la ora 16:30 de minute în incinta bazei de agrement Iproeb. Sunteți așteptați și la această partidă, pentru că Gloria 1 fără Gloria 2 n-ar exista și probabil viceversa. Știți ceva despre Ceava Vorbe? Este posibil să revină la prima echipă? Da, e posibil. Depinde în primul rând și de el. Bănuiesc că nu a fost trimis numai așa la echipa a doua. Nu știu ce probleme sunt astea, din nou zic domnul antrenor. Exact. Haideți să îl sunăm pe domnul Tăbârche. Da, să ne lămurească. Poate că ne spune el. Noi îl așteptăm, un jucător bun care ne-a ajutat și anul trecut, la multe goluri, dar acum nu știu ce probleme sunt. Am depășit acel nivel, eu știu, din sezonul trecut, când toată lumea critica echipa. E bine, săptămâna trecută la emisiunea Gloria Noastră au sunat foarte mulți ascultători, telespectatori, care au încurajat echipa. Cum simțiți voi publicul din teren, de acolo? Eu zic să fie mai aproape de echipă și la meciuri, să ne ducă spre victorii, să vină număr cât mai mare, îi așteptăm, mai ales în momentele care sunt acum, sunt momente mai grele și sperăm că sâmbătă la meciul cu Internațional să fie stadionul plin și să le aducem o bucurie. Acum plin probabil nu o să fie, pentru că nici la meciul cu FC Vaslui n-a fost plin. Aproape plin a fost în schimb la meciul de prezentare a lotului, dacă vreți, care s-a jucat în nocturnă cu Arieșu Turda. Da. Acolo au fost peste 4.000 de spectatori. Însă noi ne mulțumim și dacă sunt 2000 și acei 2000 sunt sufletiști. Să fie înfocați, să strige, să fie alături de noi și la bine, dar și la rău, mai ales la rău, că la bine toată lumea. Te felici, da. De te... Da, voi, dacă ați fi simpli spectatori, cum ați percepe această mentalitate vis-a-vis de jocul echipei, vis-a-vis de încurajarea unei echipe în timpul unui meci? De exemplu, tu, Aline, cum ai proceda dacă ai sta în tribună? În momentele grele eu aș fi alături de ei, aș striga. Deci să presupunem că nu știi fotbal, nu știi să dai minge, te duci la meci să vezi spectacol. Da, aș veni și dacă ar fi 1-0, 2-0 pentru echipa adversă, aș striga în continuare. La băieți să alergi, să dea tot ce e mai bun pe teren. Mergând pe stadion mai demult, cu ani în urmă, era multă lume pe stadion și la un moment dat un nene se ridica fain frumos cu fularul și începea să strige. Bistrița, Bistrița, sau Gloria, Gloria. Singur. Bine, poate că avea și ceva la bord, mă rog. Dar el era mai încălzit decât restul lumii, poate și de aceea tupeul lui era unul foarte ușor de observat, dar toată lumea râdea de el. Și în loc să aplice și ceilalți. Se ridice și el să strige. Nu știu, probabil și jocul nostru nu e așa bun și nu îi face să ridice, să... să strige, să ne încurajeze tot timpul, dar să sperăm că o să jucăm mai bine, să facem și spectacol, să avem și rezultate, că asta contează cel mai mult, rezultatele. Degeaba joci bine și pierzi, sau dacă ai rezultate, atunci toată lumea e mulțumită. Întorcându-ne puțin la amicalul cu Alba Iulia, care repriză ți s-a părut mai eficientă sau mai bună, deoarece au fost garnituri aproximativ diferite? Da, a jucat cam toată lumea. Ambele. Ambele reprize? Da. Nu, prima apărat eu am jucat eu în a doua apărat Țurcaș. A doua repriză am dat două goluri. În prima repriză am dat un gol din lovitură liberă. Da. A doua am avut mai multe acțiuni spre poarta lor decât în prima. Mai multe acțiuni și mai multe ocazii? Da, și goluri mai multe. S-a văzut randamentul. Trebuie să spunem, golurile amicalului dintre Gloria și Alba Iulia au fost marcate în primul rând de Lucian Strămoștean, apoi de Ioan Hora și de Ciprian Petre. Așadar au fost 3 goluri. Pentru prima dată în acest sezon, chiar dacă a fost un amical, Gloria reușește să înscrie de 3 ori și să primească doar un gol. Probabil și la Craiova, băieți, dacă era, mă rog, luam 5 goluri, dar dădeam 6, nu se supra nimeni. Poate eu mă supăram. Dacă luam 5. Cred că și Alin.
Că el e în fața ta, și. Era foarte bine dacă aveam 3 puncte și 6 și 7. Bine, dar acum glumim și noi. Da, pentru că voi sunteți foarte apropiați, puși în teren. Vorbiți în timpul meciului? Mai comunicăm, mai normal. Trebuie să comunicăm, poate și mai mult decât am făcut-o până acum. Vă sunați sau... Trimite mesaje. Da, mesaje. Traseul Gloriei este unul aparent ușor în următoarele două etape, însă apoi urmează, nu știu cum să mă exprim, două bătălii mai mult decât dificile, totuși. Traseul e următorul, Internațional Curtea de Argeș la Bistrița, apoi deplasare la Piatra Neamț pentru meciul cu Ceahlău, apoi acasă cu CFR-ul și în deplasare apoi cu Steaua. Și avem și Cupa României, dar nu mai știu exact, după meciul cu Ceahlău. Meciul cu Steaua am înțeles că se va juca fără spectatori. Cred că este un atu pentru voi. Am mai jucat în 2005, tot fără spectatori și am câștigat cu 1-0. În Ghencea, când a dat Mureșan, da? Da. Uh-huh. 1-0. Și atunci eram într-o perioadă nu prea bună. La fel, după primele etape aveam tot așa 5 puncte, tot așa, sper cu astea care să le avem sâmbătă să avem 5 puncte, după care tot așa urma un program destul de greu. Aveam acasă, am avut cu Bacău acasă, la Steaua și acasă cu Rapidul. Și atunci Steaua și Rapid jucau în Cupa UEFA. La fel cum jucau cu toată lumea se aștepta să luăm bătaie. Da, și eram, și am bătut în minutul 90 cu FC Bacău, după care am plecat la Steaua, am bătut 1-0, am bătut pe Rapid acasă 2-1 și ne-am revenit. Și atunci toată lumea era mulțumită, bucuroși. Da. De-aia zic că trebuie să credem că trebuie să vină și victoriile. Două ușoare, două grele, cel puțin teoretic. Acum, dacă ne uităm la surprizele ce se petrec în campionat, normal că nicio echipă nu mai pare ușor de bătut. În ce situație suntem noi în momentul de față? Eu zic că să ne gândim la primul meci. Doar la primul meci și apoi... După aia mai doar la primul meci și după aceea vom vedea ce va fi. Și... Nici de cum să facem calcule câte puncte putem scoate de la Piatra Neamț cu CFR-ul și cu Steaua. Nu ne mai gândim așa, ne gândim doar să avem 3 puncte în meciul de sâmbătă. Da, e un meci cu o încărcătură destul de mare, care trebuie să-l câștigăm neapărat. Cum o să vedem? Și telespectatorii, suporterii Gloriei, microbiștii adevărați, vor cu siguranță o victorie. Eu, sincer, cred că o să fie multă lume la stadion, mai ales că e sâmbătă seara. 19:30, ora accesibilă pentru toată lumea, weekend, nu e foarte frig, mai dă câte un vânt, acum zilele astea a bătut vântul destul de intens, dar așteptăm lumea să vină la stadion, să încurajeze echipa favorită, astea sunt poezii pe care le repetăm pentru că ne dorim cu toții să câștigați. Sunați, prieteni, sunați, aveți telefonul liber, dacă lăsam... suspendat, toată lumea mă critica și spunea, băi, voi nu lăsați oamenii să vorbească, voi